și vara, că și deși suntem noi la nefer să închidem calea, să dăm groază vin ciocoi, băi! Ajuns vremea de muncă, de scos arma de la brâu, de lăsat poteca lungă și de dat capul suflâu, să simt iadul da pe spate și să văd cum strălucesc și pistoale verecate cu hangerul mai ducesc, cu hangerul mai ducesc, hai ducesc, păi hai ducesc, hai la! Mai în primul rând, noi în piesele noastre avem piese proprii, compoziții proprii, în care noi arătăm exact ce făceau haiducii pe timpurile lor, strigătele de nuntă care se făceau acum sute de ani și modul în care petrecea românul atunci când era el priveac prin munți și trăia și iubea românește. Și că nu-i păsa de nimic, nu erau taxe, nu erau impozite și când se băteau cu potera așa pe în păduri și pe în munți. Muzica îi poate aduce acasă, muzica tradițională. Îi poate aduce acasă cu sufletul, cu spiritul, dar fizic, cred că nu. Cred că fizic ei au omenire și ceea ce pe noi ne bucură că peste tot pe unde am fost, ei ce fac acolo trimit tot către România, tot către țară și locurile de unde sunt ei născuți. În spectacole care le prezentați peste hotarele României, simțiți dumneavoastră dorul românilor de acolo ca să vină acasă? Simțim și de multe ori cântăm, după care stăm cu ei la un pahar de vorbă și toți ne zic, băi, ne-un dor de România, de grapă pietrele, ascultăm melodiile cu mult drag și ne regăsim în texte și trăiesc clipa atunci când mergem să le cântăm, dar din păcate mulți zic că nu s-ar întoarce. Care e atitudinea noastră față de manelele astea care au invadat România? Având în vedere că noi ca și compoziții este o compoziție proprie și s-a compus special pentru noi, practic noi am creat un stil, suntem de părere că fiecare să-și vadă de treaba lui, nu ne implicăm, nu vorbim nici de bine, nici de rău, cel mai bine este așa. Fiecare este liber să aleagă ceea ce vrea să asculte. Fie că dacă unul îi place să asculte manele, foarte bine să asculte manele. Personal, atât vă place? Atât timp când nu deranjează pe altcineva. Vă plac manelele? Nu puteți spune nici da, nici nu. Ascultăm și manele, avem și foarte mulți prieteni din manele, n-am cum să jignim. Probabil că vorbesc turcii din noi. Când mie unul sincer, sau eu cel puțin personal, consider că fiecare ascultă ceea ce îi place. La o petrecere, la un pahar. Iar noi nu suntem în măsură să judecăm, să criticăm pe nimeni pentru ceea ce ascultăm. Păstrăm tradiția și o păstrăm cu sfințenie și sperăm cât mai departe de acum încolo să ducem această tradiție în toată lumea. Ați observat astăzi că aici în Ucraina se vorbește românește? Am observat și astăzi, am observat și prin februarie când am mai vizitat încă o dată Ucraina și ne-a făcut o mare plăcere, de aceea ne-am și reîntors cu cea mai mare bucurie în zona aceasta plină de români și chiar nu am făcut nicio probleme nici la magazine, peste tot ne-am umblat, am vorbit românește cu oricine, n-am întâlnit probleme dintre astea de comunicare. Kalinka, 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 maya. Kalinka, 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 maya.
Nu piese etno. Este foarte clar că ca și proiect de început, trupa etnic a început cu piese preluate din folclor sau inspirate din folclor și reorchestrate sau am adus o împrospățire în orchestrație și pentru tineret, pentru a atrage și tineretul mai mult spre acest stil de muzică, pentru că există tineri în România cărora poate că le e un pic de rușine să danseze pe muzica tradițională, pe folclor. Și deși noi vedem că bat în picioare și ar vrea să danseze, fiind folclor, atunci parcă o rușine față de prieteni. Ei, și prin stilul etno, împrospătând negativele, am adus ceva din muzica ușoară, în stilul etno. Și atunci ei se mai degajează și nu au nicio reținere. Nu înțelegem de ce, dar ideea că melodiile interpretate dumneavoastră, unde se bucură de mai mult succes? În țară sau în diasporă sau în comunitățile românești peste hotare? Muzica noastră se bucură de succes și în țară și în afară, dar pentru că în afară sunt românii plecați de atâția ani, e clar că reacționează mult mai bine decât în țară. Foarte dornici de piese românești, de cântăreți din România, de oameni care le aduc aminte de casă. Pentru că noi avem piesele noastre proprii, piesele trupei etnic, dar când mergem în afară, cântăm și piese din folclor, piese din toate zonele din țară și atunci oamenii sunt de peste tot plecați, indiferent de regiune. Și aducându-le în amintire piesele din țară, reacționează clar mult mai bine. Vreți să fiți o punte de legătură între românii de acolo și de acasă. Da, așa cum. Sunteți pentru prima dată în Ucraina? Nu, este a doua oară. Pentru a doua oară și suntem sperăm să nu fie ultima. Să fie ultima oară, da. Vă place aici la România? Da, ne-am simțit foarte bine, extraordinar de bine. Deci oamenii ne primesc o căldură. Și știu să se distreze foarte bine. Da. Există un cuvânt românesc care nu se traduce dor. Da, da. O simțiți aici? Dorul de patrie, de limbă și de neam. Păi, sincer, să fim aici cu toți am auzit vorbind în română. Cu toți. Da, eu cred că ei se simt ca în România aici. Da. O participă din România pentru ei aici. Și-au făcut aici. Hei, mă!
am venit cu drag la voi să petrecem împreună. Ce s-a prins cu noi, să aibă numai voie bună. Și-am venit cu drag la voi să petrecem împreună. Ce s-a prins cu noi, să aibă numai voie bună. Oratul-i moldovinească, cineva că să trăiască sârbă ca în Oltenia. Nu vrea să-și animenia, dar și bătuta pe picior, jocul ardelenilor și învârtita rotă, rotă, se ne știe lumea toată. Păi, ha, ha, șase, mă, am văzut că aici începe un dans. Așa, dați drumul la petrecere. Șase, mă, ha, ha. Interpretez cântece din Maramureș pentru că îmi place mult Maramureș, îmi place tradiția și îmi place că Maramureș se respectă tradiția aia veche de acum 100 de ani. Dar și mai de unde e? Eu sunt din Ardeal, exact din Târgu Mureș m-am născut. Îmi place Maramureșul, da. Cum ai fost primit peste hotare, în diaspora, la comunitățile românești de peste hotarele românești? Am fost primit extraordinar de frumos și de bine, nu mă așteptam. Lumea primitoare, au venit oamenii, m-au luat în brațe, m-au pupat, ceea ce în țară se întâmplă destul de rar. Adică, bine, lumea face poze cu tine, dar să fiu luat în brațe și pupat și chiar m-am simțit foarte bine și... Moroșanu este caracterizat într-o singură noțiune, dor. Deci dor. Dor de țară, dor de munte, dor de limbă, dor de patrie. Crezi că faci față dorului românesc? Încerc să fac totul cât de bine se poate, să nu dezamăgesc pe nimeni. Este loc în România de astăzi, în Europa de astăzi, în globalizarea aceasta care înaintează. Da. Este loc pentru dor. Sigur că da, întotdeauna va fi. Nu știu, lăsând deoparte Europa și restul țărilor, dar românul întotdeauna va ști ce e la dor și va respecta tradiția. Crezi că vei putea promova muzica românească peste hotare mai bine decât acasă? Sigur că da. Bine, lucrul ăsta nu depinde doar de mine, pentru că trebuie să mi se ofere ocazia. Și odată ce mi se oferă ocazia, mă duc și dau tot ce am mai bun. Deci, în fond, nu vrei să pleci din țară? Să plec din țară, să mă mut? Nu, niciodată. Aici m-am născut, aici am crescut și aici vreau să mor. Eu cred că mai puternici ca spirit decât ardelenii nu sunt în România. Da, poate aveți dreptate. De aceea și ne plac maramureșenii, pentru că sunt pe același făgaș. Da. Vedem cum cântăm pe ea. Spune cine are ochi doar pentru mine. Cine m-a lintat din privire. Cum dai vraja nopților de mai. Săruți și mă îndrept spre rai. Cu Nico batem din palme și sus. Na 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 na. În spate. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Asta e. Spuneți-mi cine se distrează cel mai bine. Zinico. Îmi alegi prin vise și? Te ascunzi și apoi mă urmărești când zbor către tine. Stele-mi dăruiești pe aripi de înger. Cum mă porți adesea către nori. Ești prima iubire, hey, ce-mi dă fior. Spune-mi cine are ochi doar pentru mine. Cine mă alintă din priviri. Tu îmi dai vreo
cine are ochi doar pentru mine, cine mă alintă din priviri. Tu îmi dai, dai, dai vraja nopților de mai, cu sărut și mă îndrept sperai. Cu vatele și... Senzual, de ce? Pentru că vreți să treziți în români senzualitatea? Românii de aici și bineînțeles în ucraineni și bineînțeles că am venit aici să vă arătăm ceea ce putem noi să facem și nu vom cânta doar în română, vom cânta bineînțeles și în alte limbi străine, că avem, dacă tot avem, avem mari surprize pentru dumneavoastră în această seară și sperăm că vă vor plăcea. Cum credeți românii din comunitățile românești de peste hotare? Sunt receptiv la muzica românească, la muzica tradițională. Nu e prima dată când avem un concert în afara României și de fiecare dată publicul din afara României ne-a demonstrat că place muzica noastră și se simte bine. Mai români bine, sunt români doar muzică tradițională. Însă, după cum v-am spus, pentru ucraineni și pentru românii de aici avem și niște surprize tradiționale, așa. Însă avem, bineînțeles, și piese din repertoriul trupei Senzual. Fetelor, dacă vi s-ar propune să plecați de România cum pleacă mulți români, ați pleca sau ați rămâne în țară? Păi nu vedeți că plecăm peste tot? Ce ne trebuie mai mult? Plecăm peste tot, dar rămânem în România cu trupa, cu munca, bineînțeles, atât timpul cu nostru. Dansăm împreună! Ai sus mâinile, sus, 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 sus! Viața este trecătoare, trecătoare, să n-ai timp de supărare, supărare, să nu-ți faci inima rea, inima rea. Beau în paharele de vin, nu te întrisa, beau în paharele de vin, nu te întrisa. Vreau cu toții să cinstesc un pahar de vin gustos, vinul dulce românesc, pentru tot ce e frumos, pentru pace pe pământ, să uităm de rău, pentru tot ce e mai sfânt, pentru neamul meu. Creștinește, creștinește, toți în viață am greșit, am greșit. Iartă și fii fericit, fericit, păi iartă și fii fericit, fii fericit. Vreau cu toții să cinstesc un pahar de vin gustos, vinul dulce românesc, pentru tot ce e frumos, pentru pace pe pământ, să uităm de rău, pentru tot ce e mai sfânt, pentru neamul meu. Vreau cu toții să cinstesc un pahar de vin gustos, vinul dulce românesc, pentru tot ce e frumos, pentru pace pe pământ, să uităm de rău, pentru tot ce e mai sfânt, pentru neamul meu. Zi așa, lăutar! Vă simțiți bine? Nu vă aud? Bravo! Hop, hop, hop! Să cinstesc un pahar de vin gustos, vinul dulce românesc, pentru tot ce e frumos, pentru pace pe pământ, să uităm de rău, pentru tot ce e mai sfânt, pentru neamul meu. Vreau cu toții să cinstesc un pahar de vin gustos, vinul dulce românesc, pentru tot ce e frumos, pentru pace pe pământ, să uităm.